Bună seara! Dacă suntem în direct, prietenii vreau să vin în nume personal și al Platformei Demnitate și Adevăr cu o declarație legată de scrutinul din diasporă, dar și cel de acasă. Platforma DA solicită suplinirea personalului secțiilor de votare din străinătate cu funcționari ai ambasadelor pentru sporirea capacităților de procesare a votanților. În același timp, pornind de la situația pandemică și condițiile specifice ale acestui scrutin, cerem prelungirea termenului de votare până la epuizarea întregului număr de persoane aflate în vecinătatea secțiilor de votare. Platforma DA califică total inadecvată și extrem de politizată organizarea scrutinului în străinătate. Insuficiența numărului secțiilor de votare în Europa Occidentală a condus la aglomerarea acestora și îngrădirea dreptului constituțional la vot pentru o mare parte dintre cetățenii noștri din diasporă. Avem temeri justificate că aceste persoane nu vor reuși să-și exercite dreptul la vot, chiar dacă au făcut eforturi uriașe pentru a ajunge în orașele de dislocare a secțiilor de votare. Pornind de la cele expuse, cerem demisia ministrului de externe și a președintelui Comisiei Electorale Centrale ca rezultat a organizării defectuoase a procesului electoral. Considerăm lipsită de viziune și chiar rea credință atitudinea acestora, iar aflarea în continuare în funcția celor doi funcționari ar fi o sfidare la adresa statului de drept și a Constituției Republicii Moldova. Amintim că Platforma Demnitate și Adevăr a cerut Parlamentului modificarea codului electoral care presupunea organizarea timp de 2 zile a scrutinului în diasporă, precum și introducerea unor mijloace tehnice menite să reducă timpii de aflare a alegătorului în secția de votare. Același lucru se cerea și pentru scrutinul de acasă. Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, mai ales cei aflați în străinătate, și-au manifestat aproape de fiecare dată după alegeri nemulțumirea față de imposibilitatea de a-și exercita dreptul constituțional. Raportat la situația pandemică actuală, cetățenilor nu li s-a asigurat respectarea dreptului la vot din motive tehnice care puteau lesne fi înlăturate prin operarea modificărilor la codul electoral, cel mai eficient mecanism fiind instituirea a 2 zile consecutive pentru exercitarea dreptului constituțional de vot. Aceste modificări, propuse la inițiativa mea de către deputații Platformei Demnitate și Adevăr în Parlamentul Țării încă la 26 mai 2020, aveți inițiativa legislativă aici, au fost argumentate prin faptul că în străinătate, dar și acasă, de fiecare dată rămân cetățeni care nu ajung să voteze, fie din cauza epuizării buletinilor de vot, fie din cauza cozilor interminabile și a insuficienței timpului rezervat procesului electoral de o singură zi. Ținând cont de anumite împrejurări imprevizibile, am invocat că inclusiv cetățenii din țară ar putea fi restrânși în posibilitatea de a-și exercita în siguranță dreptul de vot, cum ar fi, de exemplu, riscul de infectare cu COVID-19. Din aceste considerente, precum și pentru a asigura egalitatea în drepturile cetățenilor din țară și de peste hotare, am înaintat inițiativa de a reglementa legislația pentru ca procesul de votare să se desfășoare în 2 zile consecutiv și acesta să fie dotat cu mijloace și mecanisme care ar fi făcut posibilă diminuarea timpilor de aflare a alegătorilor în secțiile de votare. O experiență similară a fost introdusă în legislația din România, cetățenii români din diaspora obținând posibilitatea de a putea vota pe parcursul a 3 zile. Iată că acest lucru a avut efecte pozitive acolo. Au fost lichidate cozile interminabile, s-a majorat numărul votanților, a fost înlesnită activitatea membrilor comisiilor electorale, a tuturor actorilor implicați în organizarea scrutinului de peste hotarele țării. Noi am propus ca modificările operate să fie aplicate inclusiv la aceste alegeri prezidențiale din Republica Moldova. Doar că guvernarea a respins inițiativa noastră în Comisia Juridică a Parlamentului. Ce presupunea aceste
această modificare, articolul 1 al codului electoral, cu modificările ulterioare, trebuia modificat astfel încât la articolul 1 noțiunea de alegeri generale să fie abrogată. La articolul 8 urma a fi modificată după cum urmează. Desfășurarea în timp a alegerilor, alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale au loc 2 zile consecutiv, de sâmbătă și de duminică, conform actului de stabilire a alegerilor pe întreg teritoriul țării și în străinătate. La punctul 2, care prevede alegerile locale și referendumul republicane, au loc într-o singură zi de duminică, conform actului de stabilire a alegerilor. 3. La articolul 31, alineatul 3, urma a fi completat cu următorul text. Cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua alegerilor, Comisia Electorală Centrală urmează să consulte misiunile diplomatice și oficiile consulare despre problemele cu care s-au confruntat la alegerile precedente, inclusiv cele ce țin de imposibilitatea cetățenilor de a vota din motivul epuizării buletinelor de vot sau al expirării timpului de vot, urmând să fie constituite suficiente secții de votare pentru a evita aglomerarea. Secțiile de votare constituite în țară și în străinătate trebuie să asigure posibilitatea tuturor cetățenilor care s-au prezentat la vot de a-și exercita dreptul constituțional. 4. La articolul 54, alineatul 3, modificările urmau a introduce un nou cuprins. Buletinele de vot tipărite se păstrează la Consiliul Electoral de circumscripție și se remit în ajunul alegerilor biroului electoral al secției de votare în baza unui act de predare-primire. Și așa mai departe. Deci, toate acestea urmează mai multe chestiuni tehnice la care nu voi zăbovi. La articolul 5, un lucru foarte și foarte important. Punctul 5. La articolul 58, alineatul 1, urma a fi adăugat textul. Pentru a facilita procesul electoral în secțiile de vot, pot fi introduse tablete dotate cu scanner. La articolul 58, alineatul 3, litera C, urma a fi completat cu următorul text. Chiar dacă sunt expirate. Vorbeam atunci despre niște acte. Iată câteva aspecte care urmau a fi modificate, doar că guvernarea actuală nu a dorit să fac acest lucru. Reiterez, Platforma Demnitate și Adevăr cere demisia ministrului de externe și a președintelui CEC pentru proasta organizare a scrutinului electoral, a scrutinului prezidențial. Vă mulțumesc!